mulțumim din nou pentru că ne-a ajutat să promovăm acțiunile sălii polivalente. Așa cum v-am obișnuit, încercăm să mutăm multe din competițiile românești în Craiova și de data aceasta vom debuta în parcarea sălii polivalente cu ceva inedit, karting. Datorită acțiunii Palatului Copiilor de a aduce această competiție la Craiova, noi am oferit parcarea sălii polivalente și vreau să spun că vă propunem un weekend de vis, având în vedere că avem și meciuri de basket, fotbal, în parcarea sălii polivalente vom avea două zile de parcare. Rog pe doamna de la Palatul Copiilor să vă spună mai multe despre această competiție pe care a și organizat. Da. Bună ziua, numele meu este Felicia Tolmuc, sunt responsabil cu imaginea la Palatul Copiilor Craiova și, după cum spunea doamna director, în weekendul acesta vă așteptăm la o competiție organizată de Palatul Copiilor Craiova împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Doj. Este un concurs național de karting la care sunt așteptați copilași de la cluburi și balate din întreaga țară. Copilașii care vor participa la acest concurs au fost cuprinse între 8 și 19 ani și, foarte important, concursul este scris în calendarul activităților extrașcolare aprobate de Ministerul Educației. Activitatea se desfășoară după un regulament bine stabilit pe care îl cunosc atât profesorii coordonatori ai centrelor de karting cât și copii și cuprinde mai multe categorii de motorizare. Categorii 50 cm cu Mohra junior 10-14 ani, categoria 50 cm cu Mohra senior 14-19 ani, 50 cm cu Bambini anteiași centrifugal 4-7 ani, 50 cm cu anteiași centrifugal 8-10 ani, 60 cm mini anteiași centrifugal 18 ani, 80 cm cub cadet, anteiași centrifugal 13-15 ani, 100 cm cub junior, anteiași centrifugal 15-18 ani, 100 cm senior, 14-19 ani și caze peste 18 ani. Noi vă așteptăm cu interes, sâmbătă și duminică și vă invităm să veniți să ne urmăriți. În concluzie, așteptăm craiovenii în număr cât mai mare, de orice vârstă, în partea sălii polivalente, atât sâmbătă cât și duminică de la ora 10 la ora 17. Nu există taxă de intrare. Și vreau să mai atrag atenția celor care vor veni pentru meciul CSU Craiova la fotbal. Nu vor putea folosi de data aceasta parcare a sălii polivalente, că se desfășoară acest concurs. Deci, dinainte, trebuie să anunțăm craiovenii să-și găsească un alt loc de parcare. La sunt 80 de participanți înscriși deja din 15 județe. Da? Să vă citim echipajele participante. Palatul Copiilor Drăghila, Palatul Național al Copiilor București, Palatul Copiilor Iubești, Palatul Copiilor Drobeta Turnul Severin, Palatul Copiilor Reșița, Palatul Copiilor Slatina, Palatul Copiilor Lumnicul Vâlcea, Oradea, Palatul Copiilor Craiova, Orșova, Clubul Copiilor Bumbeciu Jiu, Clubul Copiilor Petroșani, Clubul Copiilor Roșiorii de Vede, Clubul Copiilor Cunedoara, Clubul Copiilor Orăștie, Clubul Copiilor Băilești, Clubul Copiilor Poiana Mare și Clubul Copiilor Dăbulești. Vreau să vă spun că este prima dată când ținem în jurul sălii polivalente astfel de competiție și prima întrebare a mea, ne fiind din domeniu, a fost ce craioveni de seamă avem în acest, la acest sport și noi suntem reprezentați, dacă nu știați, în, la campionatul mondial de marinezi cu Alexandru, Alexandra și Drăgăiești. Dugăiești cu David. Deci Craiova poate exporta talente la acest, la acest sport și e bine să fim alături de ei în acest weekend. Super?